Dorința lui Dumnezeu este ca noi să avem libertate în rugăciune. El își dorește să ne rugăm într-un mod liber, fără a avea niciun obstacol în comunicarea noastră cu El. Dar citind Biblia am descoperit două obstacole mari în calea rugăciunii. Primul este vinovăția, iar al doilea amărăciunea. Vinovăția vine din ceea ce ai făcut tu altora, iar amărăciunea vine din ceea ce alții ți-au făcut ție. Psalmistul avea inima zdrobită și s-a rugat în felul următor în Psalmul 51. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. El era zdrobit pentru că păcătuise înaintea lui Dumnezeu și păcătuise înaintea altora. Lucrul acesta l-a ținut departe de acea intimitate în rugăciune pe care o avusese David atâția ani cu Dumnezeu. Vinovăția îți va jefui sufletul de acea apropiere de Dumnezeu în rugăciune. Dar la fel de mult va afecta părtășia ta cu Dumnezeu și amărăciunea. Așa cum îți spuneam mai înainte, vinovăția își are rădăcina în faptele tale, iar amărăciunea în acțiunile celor care ți-au greșit și pe care nu i-ai iertat. Amândouă te vor ține legat. De fapt, Domnul Iisus a avut o pildă întreagă care s-a învârtit în jurul unui om care a refuzat să ierte și care a sfârșit după gratii. Cred că el deja se află de mult în închisoarea amărăciunii, pentru că atunci când ții amărăciunea în inima ta, devii fără să vrei captivul ei. Amărăciunea ta nu va face atât de mult rău persoanei căreia îi este îndreptată, ci mai degrabă ție, iar efectul ei asupra ta va fi devastator. Și ce este mai rău este faptul că amărăciunea poate să fie dată mai departe și generației următoare. Atunci când am predicat în fosta Iugoslavia, a trebuit să merg și să închiriez o mașină pentru a mă deplasa la mai multe biserici. La un moment dat, persoana care mi-a închiriat mașina a început să mă întrebe ce părere am despre războiul dintre sârbi și croați. Deși știam mai multe despre acest război, am refuzat să intru în vreo dezbatere politică. Cu toate acestea, acel bărbat mi-a spus ceva absolut șocant. Deși eu sunt sârb și am mai mulți prieteni croați care au fost la nunta mea, dacă aș putea, i-aș omor într-o clipă. Dar de ce spui asta? I-am răspuns uimit. Apoi el a început să vorbească despre al doilea război mondial, deși era chiar mai tânăr decât mine și nici măcar nu fusese născut în perioada de care vorbea. Când l-am întrebat de ce este așa de revoltat, mi-a spus ce s-a întâmplat cu părinții și bunicii săi în perioada războiului și atunci mi-am dat seama cât de ușor poate să treacă amărăciunea de la o generație la alta. Această amărăciune te va distruge și mă va distruge și pe mine dacă îi vom permite să crească. De aceea tot ce avem de făcut este să scoatem iertarea din fântâna harului lui Dumnezeu și să o oferim celor care ne-au rănit. Așa că te rog, nu lăsa ca amărăciunea să te țină după gratii. Mergi la fântâna iertării pe care Hristos a săpat-o prin moartea sa pe cruce și ia din iertarea sa și oferă-o cu drag celor care te-au rănit.